O comemorare a lui Virgil Onițiu a dat startul în ultima decadă a lunii februarie ediției a 34-a a Zilelor Bibliotecii. Activitățile culturale au continuat cu un moment dedicat utilizatorilor vorbitori de limba maghiară, apoi Zilele Bibliotecii au continuat cu o activitate care l-a avut ca invitat pe general dr. Emil Străinu. Acesta și-a împărtășit experiența despre civilizațiile extraterestre. La Reghin a debutat luni cea de-a 34-a ediție a Zilelor Bibliotecii. Angajații instituției au pregătit și pentru acest an o serie de activități pentru toate categoriile de utilizatori. Startul s-a dat cu o comemorare a renumitului Virgil Onițiu, om de cultură reghinean, la 150 de ani de la naștere. Vom prezenta și cartea Virgil Onițiu în cultura românească, scrisă de Mircea Manta, mai precis, doamna profesoară Maria Pop și domnul profesor Marin Șara sunt cei care vor prezenta viața și opera acestui om de cultură, pedagog cu o contribuție notabilă la promovarea unei pedagogii și didactici moderne. Bineînțeles, asta în urmă cu peste 100 de ani. Activitățile au continuat de la ora 17 cu o manifestare dedicată utilizatorilor vorbitori de limba maghiară. Directoarea instituției Sorina Bloj ne amintește că marți de la ora 17, biblioteca îl va găzdui pe general dr. Emil Străinu, care își va împărtăși experiența despre civilizațiile extraterestre. Sunt vreo 2 ani de zile de când încerc împreună cu colaboratorii bibliotecii să îl aducem pe acest om de știință la Reghin. Dumnealui va susține o conferință Terra la impactul cu potențiale civilizații extraterestre. Pentru a crea un ambient plăcut de bibliotecă, vreau să vă spun că avem și o expoziție, icoane realizate în tehnici LAZ, prezentată de pictorița Adriana Homorodean din Orăștie, și o întâlnire cu poezia cu domnul Valentin Marica și cu domnul Nicolae Băciuț. Nu ratați așadar întâlnirea de marți, 25 februarie, ora 17, în sala de la parter a Bibliotecii Petru Maior. Ședința ordinară de Consiliu Local din luna februarie a avut loc în data de 25, de la ora 15. Ordinea de zi a cuprins 24 de proiecte, între care schimbarea unui consilier local, modificări aduse bugetului pe acest an, proiect privind aprobarea organigramei primăriei, dar și hotărâri legate de suprafețe de teren. Toate proiectele au fost aprobate de către cei 17 consilieri prezenți. Întâlnirea s-a încheiat cu bilanțul activității Serviciului de Poliție Locală pe anul 2013. Aleșii locali s-au întrunit în ședință ordinară marți 25 februarie. Pe ordinea de zi s-au aflat 24 de proiecte și toate au fost aprobate. La începutul ședinței, Daniela Luca a preluat mandatul de consilier local deținut până acum de Lucian Branea și a depus jurământul. S-a mai aprobat și contul de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al primăriei pentru trimestrul 4 al anului 2013 și rectificarea bugetului general pe anul 2014. De asemenea, s-a aprobat noua organigramă a primăriei și ale instituțiilor și serviciilor subordonate Consiliului Local. Alt proiect a avut în vedere punerea la dispoziție a suprafeței de 40 de metri pătrați de teren proprietate publică a municipiului Reghin, situat în incinta Spitalului Municipal dr. Eugen Nicoară, în vederea implementării proiectului Neutralizarea deșeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească. Au fost actualizați indicatorii fizici aferenți proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș din cadrul POS-Mediu. Alte proiecte au fost aprobarea listei de priorități în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri destinate închirierii, dar și privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisia de Evaluare și Selecționare a proiectelor de finanțare nerambursabilă alocate de la bugetul local pentru activități non-profit de interes local. Întâlnirea s-a încheiat cu bilanțul activității Serviciului de Poliție Locală în anul 2013. Peste 20 de soliști de muzică populară din județele Mureș și Bistrița au urcat pe scena Casei de Cultură Eugen Nicoară în data de 27 februarie.
Artiștii s-au unit pentru a colecta fonduri care să o ajute pe Ana Maria German să meargă din nou. Vorbim de o tânără solistă de muzică populară originară din Dumbrava. În primăvara lui 2013, la nici 22 de ani, Ana Maria a suferit un accident rutier care a lăsat-o imobilizată la pat. În urma spectacolului de la Rechin s-a adunat suma de 3.000 de lei, bani care au fost direcționați pentru efectuarea unei operații în Franța. Spectacol caritabil joi seara la Casa de Cultură Eugen Nicoară. Soliștii de muzică populară din două județe au urcat pe scenă pentru a o sprijini pe colega lor de breaslă. Solista de muzică populară Ana Maria German, în vârstă de 22 de ani, este din Dumbrava, iar în mai 2013 a rămas imobilizată la pat în urma unui accident rutier. Diagnosticul a fost fractura vertebrelor 5 și 6, paraplegie spastică, tetraplegie spastică incompletă acută. În sprijinul ei au urcat pe scenă Dorina Oprea, Doru Pop, Petre Petruse, Marcel Avram, Sorin Pantea, Ionela Moruțan și mulți alții. Părinții tinerei au mulțumit publicului și mai ales artiștilor pentru implicare. Este greu de a spune în cuvinte. La început a fost greu, foarte, foarte grav, că nu știam dacă rămâne în viață sau nu. Datorită faptului că Dumnezeu a fost bun și ne-a lăsat între noi, luptăm pentru ea și pe această cale. Vreau să vă mulțumesc în mod special, nu chiar nu știu cum. Mi-e greu să spun nume, să dau nume, dar doamna Dorina Oprea este dumbrăviancă, ea a fost profesor, voi ați fost colegii ei și e greu, nu știu, la toată lumea, de la Bistrița, artiști, pe cine au cunoscut-o și o ajută la tot. Un moment emoționant pentru toată lumea a fost cel în care Ana Maria a fost ajutată să ajungă pe scenă. Colegii de breaslă au subliniat cât este de important ca toți cei care pot să o ajute pe Ana Maria pentru a ajunge în Franța. Acolo se poate efectua operația necesară pentru a putea merge din nou. Vreau să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră la acest eveniment. Haideți să punem umăr la umăr și să o ajutăm pe Ana Maria să își îndeplinească visul, să poată merge din nou. Și aș mai zice ceva, pentru că este luna dragostei și trebuie mai mult în această lună decât în tot anul să ne gândim la persoanele dragi. Nu numai la persoanele dragi, la toți cei de lângă noi. Să-i prețuim, să le dăruim dragostea noastră și să le oferim tot ce avem noi mai bun. În urma spectacolului de la Rechin s-a adunat suma de 3.000 de lei, dar cei care vor să o ajute pe Ana Maria pot face donații în continuare, luând legătura cu familia German. Ține, Doamne, nor Iisus, să vă zboabea un scutus și luna l-o lumina de ocina. Zeci de copii din grădinițele reghinene însoțiți de cadre didactice au vizitat la sfârșit de februarie detașamentul de pompieri din municipiu cu prilejul Zilei Porților Deschise. Activitatea a fost organizată pentru a marca cei 81 de ani de existență a protecției civile în România. Preșcolarilor le-au fost prezentate tehnică și echipamentele utilizate pentru diferite tipuri de intervenție și au obținut informații despre misiunile pe care le desfășoară pompierii. Preșcolarii reghineni însoțiți de cadre didactice au trecut vineri pragul detașamentului de pompieri din municipiu, care și-a deschis larg porțile. Activitatea a fost organizată pentru a marca cei 81 de ani de existență a protecției civile în România. Micuților le-au fost prezentate tehnica și echipamentele utilizate pentru diferite tipuri de intervenție și au obținut informații despre misiunile pe care le desfășoară pompierii. Noi de fiecare dată când avem zi de porți deschise, chemăm pe copiii de la grădinițe, școli, invităm să participe la manifestările noastre pentru a vedea cu ce lucrăm noi, cum este viața unui pompier. O oportunitate pentru a se informa despre meserie, despre, bineînțeles, acum ei fiind mai mici de la grădiniță, dar o satisfac, o oarecare curiozitate. Micuții au rămas atât de impresionați încât unii s-au hotărât pe loc să îmbrățișeze această profesie atunci când vor fi mari. Am văzut, mi-a băgat degetul în ceva și mi-a măsurat inima. Așa. Și uite aici pe ecran, îți arată pulsul. Cum îți bate inimioara? Ne arată furtunul și ne arată de unde dă spumă. Ți-ar plăcea să fii pompier? Da.
Da. Și eu. Punem hidrantul și ăsta legăm un furtun care alimentează mașina. Dacă trebuie la 30-40 de mii de litri de apă, ne trebuie apă. Am văzut mașini de pompieri. Pentru a-și completa cunoștințele despre activitatea complexă a pompierilor, cadrele didactice au decis că aceste activități pentru micuți sunt binevenite. Noi suntem vecinii pompierilor, noi așa îi considerăm, vecinii noștri și prietenii noștri. Copiii cunosc din activitatea pompierului, din filmul de desene animate și eu cred că pentru asta ei, dacă i-ați întrebat de ce aleg această meserie, văzând curajul de care dau dovadă pompierii, doresc să fie și ei, la fel ca pompierul Sam. În aceste întâlniri cu pompierii, copiii nu vor mai avea acea teamă când vor vedea nici ambulanța, nici mașina pompierilor, ci vor ști doar că ei sunt într-o acțiune și rolul lor este acela de a salva și de a ajuta oamenii. Manifestările organizate de pompierii reghineni au reprezentat totodată un moment de profundă recunoștință pentru faptele înaintașilor noștri care au salvat vieți în cele mai grele momente pentru patrie și cetățeni. Și tot la sfârșit de februarie, guvernatorul Rotary România a fost în vizită de lucru la Reghin. Marian Mocan și-a propus ca în mandatul său de un an să cunoască toate cele 113 cluburi din cadrul districtului 2241, care cuprinde România și Republica Moldova. La Reghin, guvernatorul a rămas foarte impresionat de activitatea bogată a organizației, care a bifat în timp record zeci de acțiuni caritabile îndreptate spre toate categoriile defavorizate. Marian Mocan a fost însoțit de viceguvernator Mircea Solovăstru, Târgu Mureșanul, care va prelua mandatul districtului în anul rotarian 2015-2016. Oaspete de seamă la Clubul Rotary Reghin, tânăra organizație de binefacere a primit vizita guvernatorului Rotary România și Republica Moldova. Marian Mocan își propune ca orice guvernator, ca în mandatul său de un an, să cunoască toate cele 113 cluburi din cadrul districtului 2241. Organizația din Reghin a fost cea de-a 77-a pe care o vizitează în acest an rotarian. Le vizitez, aflu care sunt preocupările lor, aflu care sunt proiectele lor, aflu care sunt necesitățile lor și vedem cu ce putem să-i ajutăm, cum putem să-i implicăm în proiectele districtuale, cum putem să facem conexiuni cu cluburi din străinătate, cum putem să facem astfel încât atmosfera din cadrul clubului să fie cât mai pozitivă. Ne-am bucurat foarte tare când am auzit că avem această onoare să ne viziteze și ne gândim că putem oferi musafirilor noștri o mică incursiune în activitățile care le-am făcut. Și în seara aceasta încercăm să prezentăm un mic rezumat musafirilor. Guvernatorul a făcut cunoștință cu membrii Clubului Reghinean și s-a arătat deosebit de impresionat de realizările organizației. Deși are doar un an și jumătate, clubul din Reghin a bifat zeci de acțiuni umanitare îndreptate spre toate categoriile defavorizate. Guvernatorul pentru România și Republica Moldova spune că în mandatul său a pus accentul pe ajutorarea copiilor aflați în nevoie, dar și a celor cu rezultate la învățătură. A fost deviza anului Engage Rotary Change Lives, adică pune la lucru Rotary, angajează Rotary și schimbă vieți. Noi, prin activitățile noastre, încercăm să schimbăm vieți și pentru copii care depind de o operație sau depind de o intervenție chirurgicală pentru a putea să fie salvați și pentru copiii care învață foarte bine și n-au resursele necesare pentru a putea ajunge acolo unde își doresc. Marian Mocan a fost însoțit la Reghin de viceguvernator Mircea Solovăstru, Târgu Mureșanul, care va prelua mandatul districtului 2241 în anul rotarian 2015-2016. În ultima zi a lunii februarie, Reghin TV a primit în dar primul mărțișor. Acesta a venit din partea unui grup de elevi de la Centrul de Educație Inclusivă numărul 3, Sam Reghin. Copiii ne-au vizitat redacția însoțiți de psihopedagogi și au oferit doamnelor și domnișoarelor mărțișoare făcute manual. Redacția de știri a Reghin TV a primit vizita primilor vestitori ai primăverii. Este vorba despre un grup de elevi de la Centrul de Educație Inclusivă numărul 3 Sam Reghin, însoțiți de psihopedagogi, care ne-au adus în dar mărțișoare create manual. Bucuria surprizei a fost de ambele părți, atât a gazdelor cât mai ales a oaspeților. Am progresat. Mărțișoarele copiilor sunt din ce în ce mai frumoase, fără greșeli. Deci cum să nu ne bucurăm împreună cu voi de rezultatele muncii lor? Elevii pregătesc în fiecare an pentru ziua de 1 martie mărțișoare pe care le duc în dar doamnelor și domnișoarelor din instituțiile reghinene.
Doamnelor, domnilor, retrospectiva lunii februarie se încheie aici. Vă spun încă o dată Crăciun fericit și vă doresc petrecere frumoasă. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!